Hai că suntem la telefon bună. Și cu domnul Dioseghi. Bună ziua, vă salut! Bună ziua, bună ziua! Domnul Dioseghi, să vă spun una așa. Bine, bună pentru mine, mai puțin bună pentru noastră. Ultima oară când ați intrat la noi pe telefon la Fanatic, erați prin cupele europene, îi băteați pe toți pe acolo. Vă dați seama, o să treacă un timp când mai ajungem noi acolo. Da, păi nu, da, vedeți, intrați și dumneavoastră mai des, când vă mergea bine când intrați la Fanatic. Când sunt sunat, dacă știu, domnul Dioseghi, dar vedeți, am vorbit atunci, n-am mai vorbit, ia uite când vă sun acum unde sunteți. Păi? Da, jos, prea de tot. Da. Vreau să vă întreb ceva în primul rând, o întrebare pragmatică și directă. Da. Cu mare părere de rău pentru echipa noastră, pentru că mie întotdeauna mi-a plăcut Sepsi. Chiar sincer, nu pricep ce se întâmplă, dar în fine. Întrebarea e în felul următor. Deja se speculează de ieri că Dinamo l-a ofertat pe Ciobotariu. Știți ceva? Am auzit și eu, dar nu știu ce să spun, eu cred că sunt numai zvonuri. Eu încă n-am reușit să vorbesc cu jucătorii și cu antrenorii. Nu, dar din ce știți dumneavoastră, vă întreb? Ce știu eu? Eu n-am de unde să știu. Deci eu vreau să cred că sunt niște zvonuri, dar știți cum e în fotbal. Nu știu, nu vreau să spun prostii că n-am de unde să știu dacă e adevărat că a contractat Dinamo sau nu. Nu știu. Bun. Și dacă ar fi adevărat, sunteți deschis la discuții sau nu se pune problema? Păi dacă el într-adevăr vrea să plece la Dinamo, atunci normal că suntem deschis la discuții. Am înțeles. Până când mai are contract? Cred că până în vară. Vara viitoare, nu? Da. Vara viitoare, da. O semi-dezamăgire totuși, Ciobotariu? Până acum? Nu pot să spun că o semi-dezamăgire Ciobotariu. O dezamăgire totală echipa. Uh-huh. Normal că și antrenorii sunt acolo. Deci am avut alte așteptări de la toți. Uh-huh. Deci normal noi ne-am gândit că o să fim în primii șase. Știam eu foarte bine că nu putem să discutăm despre podium, dar măcar să fim acolo locul 5-6 am fi așteptat după tot ce s-a întâmplat în vară. Uh-huh. După meciurile excelente. Uh-huh. Da, cred că sunteți puțin șocat așa și dumneavoastră totuși de ce se întâmplă. Da, și nu sunt singurul, deci chiar am discutat cu toți de la club și tot nu reușim să dăm seama ce se întâmplă, dar trebuie normal să schimbăm ceva, că altfel mare baie o să fie. Am înțeles, da. Înțeleg că când spuneți că trebuie să schimbați, ați și spus că vă așezați la discuții dacă Ciobotariu vrea să plece la Dinamo, n-aveți o problemă. E clar că vă gândiți serios probabil și la un șoc pe banca tehnică în iarnă, la un moment dat. Da, eu mâine noapte ajung înapoi în țară și poi mâine o să am o discuție cu tot cei din club și o să discutăm și cu antrenori. Am înțeles. Deci există posibilitatea să vă despărțiți de Ciobotariu? Posibilitatea în fotbal există. Uh-huh. Știți cum e în fotbal. Acum... Nu, vă simt că sunteți nemulțumit. Vă simt în ton. Vă simt că nu e... Sunt nemulțumit, dar am zis nu e vorba de o nemulțumire pur pentru staful tehnic. Uh-huh. În general sunt nemulțumit, fiindcă chiar nu jucăm nimic. Trebuie să spunem lucrurile pe nume, chiar dacă doare. Și n-am jucat un singur meci, începând de la meciul cu Bodoglimt, n-am jucat un singur meci care, să spunem, de la cap la coadă am jucat fotbal așa și. Asta e adevărul. Am jucat câte o repriză, am câștigat cu noroc cu UTA, cu Craiova, FC-ul Craiova și după aia cam atât. Da. Da, văd că sunteți foarte direct și chiar dur, să zic așa. Nu știu cât de dur sunt, dar adevărul nu poate fi ascuns și nu putem să vorbim lucruri incorrecte. Toată lumea vede, deci din cauza mediei toată lumea vede toate meciurile și cine spune că noi jucăm frumos sau jucăm bine, ăla sau minte sau nu se pricepe deloc la fotbal. Uh-huh. Jucătorii automulțumire, autosuficiență, autovedetism? Se poate și asta. Deci asta am zis încă acum o lună de zile că poate la noi salariile sunt la zi, sunt la minut aproape, pot să spun. Și poate jucătorii
stau foarte bine în fotolii și se gândesc că orice se întâmplă, salariile vin la, vin la zi, să spun așa, dar eu nu avertizez niciodată pe nimeni, dar o să vorbesc cu jucătorii și o să spun ce Crăciun fericit, între ghilimele, ne aduceți nouă, așa o să aveți și voi Crăciunul, fiindcă înainte de Crăciun, cu câteva zile, e zi de salariu și dacă văd că nu se schimbă nimic la echipă, atunci poate și noi plecăm de Crăciun undeva și nu o să avem timp să... Dar nu o să aveți semnal, cum se zice. Da. Nu o să aveți semnal. Adică să se ducă și ei să vadă cum e cu buzunarele goale, nu? Exact. Ca să vadă echipele celelalte care, într-adevăr, acolo unde sunt probleme, au jucat ca și cum... era ultimul lor meci. Acum mă refer la Hermannstadt anul trecut, ca să nu vorbim de recent. Și a văzut toată lumea ce tupeu aveau jucătorii, chiar dacă erau neplătiți de 3 luni. Este un lucru cunoscut de toată lumea, deci nu spun acum un adevăr. Toată lumea știa că era o problemă la Hermannstadt, dar jucătorii au luptat fiecare meci și au făcut niște meciuri bune, înainte să fie penalizați cu cele 9 puncte vorbesc. Domnul Laszlo, vă salut, cu respect, Robert Niță sunt. Bună ziua, bună ziua. Nu cred că e o soluție asta. Eu apreciez sinceritatea dumneavoastră și modul ăsta de a atrage un semnal de alarmă față de jucători care beneficiază acolo de toate condițiile și dumneavoastră chiar ați atras mulți fotbaliști cu seriozitatea asta dumneavoastră, cu plata salariilor, cu condițiile de pregătire, cu tot ceea ce se întâmplă acolo. Dar nu asta este normalitatea, să nu mai fie plătiți. Sau nu ăia de la Hermannstadt jucau mai bine că aveau 2-3 luni restanțe. Și dumneavoastră știți foarte bine că lucrați cu oamenii, nu numai cu fotbaliștii. Sunteți un bun om de afaceri. Nu mai iese pâinea la fel dacă nu pui câtă făină trebuie. Dacă mai iau aia, nu o dospești unde trebuie, e tot pâine. Dar nu crește cum trebuie. Da, dar... nu găsim soluții. Deci spuneți-mi, vă rog, o soluție viabilă, ce putem să facem. Am înțeles. Dumneavoastră ziceți, practic, domne, hai să o încercăm și pe asta. Asta spuneți, de fapt. Păi ceva trebuie să facem, că dacă lălăim jucătorii și spunem că nu e nicio problemă, jucăm foarte bine, atunci nu se autosesizează și se vede. Deci n-am văzut un singur meci care să pot să spun că jucătorii noștri au luptat din minutul 1 până în minutul 95. N-am văzut un singur meci. Poate că fizic nu rezistă. Se poate și asta. Dar ce ați simțit când ați luat golul în minutul 92 ieri? Din minutul 86 ziceam că mi-e tare frică să nu luăm un gol în ultimele minute. Sincer vă spun. Deci, în repriza a doua, echipa șef și n-a existat. Trebuie să spunem lucrurile pe nume. N-am existat pe teren. În prima repriză a fost cum a fost. Nici ăla n-a fost un fotbal bun, dar în repriza a doua, după minutul 60, sigur că aproape că n-am trecut de jumătatea terenului. Asta e adevărul pur și aș degeaba spunem acum altceva, fiindcă asta e adevărul. Deci n-am jucat nimic. Craiova, deci praf, echipa e praf, ce să mai zic, da? Ce a jucat ieri și ce a jucat în ultimele luni, putem să spunem că e praf. Da, da, da. Bine. Domnul Diosegi, vă ținem pumnii să fiți inspirat. Ați vorbit cu vreun alt antrenor? Nu, n-am vorbit cu nimeni. Nu suntem noi genul ca să vorbim... Da, am înțeles. Luați întâi decizia, vedeți ce decizie luați cu Ciobi și vedeți după aia, nu? Exact. Mulțumesc mult, domnul Diosegi. Mulțumesc, succes. Da, da. La revedere. La revedere. Deci, mesajul a fost clar. Dacă Liviu Ciobotariu vrea să plece la Dinamo, fără probleme ne așezăm la masă și poate să pleci. Știi ce mi se pare mai? Stai că să mai spun ceva. Poți să ții pe cineva cu forța când nu, și stai, dar stai, că are contract. Aici e și revers. Da, nu poți să-l ții cu forța, dar are contract. Eu știu, dar dacă un patron nu te mai vrea, e pa. A, clar, clar. Și la fel și dacă antrenorul vrea să plece. E posibil să-l dai afară chiar peste două zile. Exact. Eu mâine o să am o discuție și ai văzut, l-am întrebat. Domnul Diocie, e posibil să vă despărțiți? E fotbal. Orice e posibil. Dar e prima oară când când atenționează atât de direct fotbaliștii și unde pe fiecare doare cel mai tare la partea financiară și spune și de Ciobi. Dom'le, nu în mod
100%, nu, da? Dar și pregătirea fizică, tati, de mai mult de atât ce să spună. Și de Ciobi suntem dezamăgiți. Bă, Roberte, omul a spus clar, vrea să plece la Dinamo Ușcheala. Așa. Să plece, clar. Deci clar a zis. Ce să mai nu zic? Și de obicei el e elegant, da, nu prea zis, da, nu prea, da, cam calculat așa. Foarte calculat. Chiar e supărat. Vrea să plece la Dinamo? Da, ne așezăm la masă și poate să plece. Adică, stai, ce să zică omul mai mult de atât acest, că doar nu-l da de afară în direct. Nu, și a doua oară ți-a aduce aminte și cu jucătorul ăla când se plimba prin oraș el pe la 3-4 dimineața și era și parfumat. Când zice clar, dom'le, nu e posibil să se mute toți la Sfântul, să nu mai stea prin Brașov, să se plimbă ei când vor și cum vor. Deci a tot atenționat. Și ajunge practic la ultima soluție să le spună că poate Bradu o să fie cam sărăcăcios așa. Că dom'le, plecăm și noi în vacanță, poate nu mai mergem la cumpărături de globuri. Sau... Da.